Doamnelor și domnilor, vă invit să intrăm în atmosfera unei revederi de suflet de 50 de ani a unei clase de la liceu, fostul liceu Pătrășcanu, actual Colegiul Gheorghe Vrânceanu. Bună ziua, bună ziua, bine v-am regăsit. Unde mergeți, unde mergeți? La a 12-a ce? Clasă, la parter. Da? La parter, da. Vorbim de întâlnirea de 50 de ani, domnule Gheorghe Gadarama? Exact. Aveți emoții înainte să vă revedeți cu colegii? Nu, n-am emoții, simt o bucurie, dar de ce să fiu emoționat? Da? Nu, o simt o bucurie că mă văd, o să stăm de vorbă, o să petrecem toată ziua împreună, va fi frumos. Aceasta este clasa? Unde aceasta este clasa, mobilierul în schimb e diferit. Inclusiv tabla, e tablă modernă, nu? Nu mai avem tabla neagră cu... Celebra ta cu buretele la care... Cioc, cum se spunea în engleză, cum ne spunea, cu creta albă. Și acum să vă arăt unde am stat eu. Chiar în ultima era? Ultima, aici. Asta era locul în care... Dar v-a așezat cineva sau că erați obraznic? Nu, eram... Nu, stăteam singur, eram cu număr impar și stăteam singur ca să mă pot muta când se dădeau extemporalele. Aveam pe un rând unul, pe un rând altul și să pot să-mi aleg. Era privilegiul meu, stând singur în bancă, să-mi aleg din două teme una. De atunci aveați diplomația de a alege, nu? Da, deci stăteam aici și când vedeam subiectele, mă mutam sau rămâneam. Cum e trebuie să te întorci cu 50 de ani? Eu nu pot să, sincer, nu pot să imaginez, cred că m-ar cuprins și emoții. Mai ales că vă întoarceți din postura unui om realizat, unui om care a lăsat o dâră în urmă. Da, sunt un om realizat, sunt un om împlinit, din toate punctele de vedere. Și în viața privată, familia e frumoasă, e numeroasă. Avem și viață socială frumoasă, avem și un nivel de bunăstare care ne permite să fim relaxați. Vă găsiți un om activ, vă implicați în mai multe activități, în afară de cele de filantropice, cum e cazul cu bursele școlare de care am povestit la liceu, aici la colegiu, de 30 de ani. Da, și cred, am discutat cu doamna directoare să luăm în considerare reluarea balului Cataramă, care pe vremuri a făcut furor și lumea îl regretă. Și am aflat că nu mai e niciun bal sau aproape niciun bal ca lumea în Bacău și atunci e posibil să reluăm balurile Cataramă. Cred că veste bună pentru cei din Vrânceanu. Vreau să vă mai întreb, ați fost prins prima dată copiind? Nu, am luat unul la matematică, n-am fost prins, dar profesoara doamna Magăr de matematică
a considerat că m-am inspirat de la colegul din față sau colega și mi-a dat unul. Da, deci, ca principiu, și-a avut dreptate, adică, într-adevăr, aia pot asimila că am copiat. Deci ați copiat, că aici am vrut să vă dați copia și vreau să nu dată. Dar nu poate, adică asta ar fi culmea, să treci până școală să nu copiezi niciodată. Nici chiar așa. Proviți o întâmplare amuzantă așa, nu știu, sau o chestiune legată mai sentimentală. Ați avut vreo prietenă din clasă, așa, vreo iubită, prietenă, nu știu, mai de suflet așa? Nu. Prietena, iubita mea din... din liceu, era de la, învăța la Vasile Alexandrii, la liceul Alexandrii. Din aici mi-aduc aminte că eu niciodată n-am avut 10 la purtare. Așa, deci așa. Nici n-am rămas corigent, dar eu n-am avut niciodată, nu făceam nimic deosebit, dar eram neastâmpărat, eram plin de inițiative, pus pe șotii, deci eu nu am reușit niciodată să am media 10 la purtare. N-am chiulit, n-am făcut lucruri rele, nu fumam, nu beam, nu, deci nu știam despre ce-i vorba. Dar eram plin de energie, plin de viață și câteodată poate lucrul ăsta deranja. Încerc să-l imaginez pe elevul Virel Cataram tot așa la 1,93, nu? Cam da. Așa am înțeles. Era greu de... erau foarte greu să nu-l remarci, adică să nu-l observi într-un grup, într-un pluton. Erați un fel de lider informal al găștii, să zic. Trebuie să recunosc că eu niciodată în viața mea n-am trecut neobservat. Nu știu cum am reușit, nu știu ce am făcut, dar niciodată n-am trecut neobservat. Păi asta a fost... așa m-am născut. Știți că sunt lucruri cu care te naști sau nu te naști, și pe care nu le poți căpăta pe parcurs dacă nu te-ai născut cu ele și sunt lucruri care le poți căpăta pe parcurs. Era greu examenul de admitere la Vrânceanu? La Pătrășcanu, cum era atunci? În ce an era? În ce an ați dat examenul de intrare în prima treaptă? În 1970, că am terminat în 74. 70. Păi noi dădeam în clasa 9 și dădeam bacalaureatul în clasa 12, nu? Așa era atunci. Deci eu nu am prins intermediara aia de la sfârșitul clasei a 10-a. Deci am venit din Șerbănești la școala numărul 7 Nicu Enea, am dat examen, am luat, nu știu, dar deci nu se punea problema să nu iau eu examenul, nici da admitere. De la ce nu se punea? Erați bun la mate, la astea? Nu, da. Deci eram un elev bun la învățătură, deci eu am fost tot timpul în primii 5. Șerbănești se făcea așa că... Știți că astea de care din periferie erau considerate școli mai slăbuți. Deci eu mi-aduc aminte și astăzi de câțiva profesori de acolo. Doamna Popa, care era profesoară de română, și domnul Marc, care era profesor de muzică. Deci eu mi-aduc aminte, erau, după părerea mea, atât cât mă pricepeam eu atunci și cât mă pricep acum, erau profesori buni. Și învățători, dar și profesori. Deci profesori, pur și simplu, eu mi-aduc aminte cu plăcere de profesorii din școala generală numărul 7, Nicu Enea, acum se numește așa. Eu nu m-am, ca să ne înțeleg, eu nu m-am meditat niciodată. Am avut colegi care s-au meditat. Eu niciodată nu m-am meditat, am considerat că informațiile care le primesc de la profesorii mei sunt absolut suficiente, alături de studiu individual, să iau toate examenele și n-am nevoie să mă meditez. Deci profesorii erau de mare calitate. Făcând o comparație, apropo, cu nivelul de învățământ, am putea spune, știți, acum nostalgia e una, realitatea e alta, dar dumneavoastră ce părere aveți? Se învață mai mult acum? Era, școala avea o calitate mai bună atunci? Actul de predare? Păi cu tot, eu, cu tot complexul ăsta, eu nu mai sunt acum, dar cu siguranță pot să vă spun că atunci școala avea o calitate ridicată. Eu, inclusiv la Academia de Studii Economice, am avut niște profesori fabuloși, fabuloși. Nu știu cum sunt acum, când mai sunt student, dar din ce aud, din ce se vorbește, din rezultatele pe care le au elevii, nu? Că sunt aproape jumate din elevii termină analfabet funcțional. Nu se punea problema la noi în vremea noastră de așa ceva. Cred că nivelul școlii a scăzut. Așa cred,
pentru că rezultatele se văd. Deși în continuare avem elevi buni, elevi străluciți, dar... Poate pot fi excepții acestei vârfuri. Contează mult și un stimulent financiar. De multe ori face diferența. Există deja, e cunoscut deja acest sistem al burselor Cataramă, care au propulsat practic elevii din Bacău, unii dintre ei poate cu situații financiare mai slabe în familie, și au fost ajutați de bursele Cataramă. Burse, din câte am înțeles, care în urmă, când au început acordarea acestora, în urmă cu 30 de ani, era undeva la nivelul unui salariu pe două luni a unui director de la Aerostar, bună oară. Director general, adică era... Adică 1000 de euro. Sau aproape salariul pe 6, 7, 8 luni a părintelui. Da. Deci de 30 de ani acordat aceste burse. În fiecare an. Și se acordă pentru, doar pentru cel mai bun sau pentru o anumită ierarhie? Numai pentru elevii de la Vrânceanu care obțin premii sau mențiuni la Olimpiadele Naționale. Atât, nimic altceva. Pentru asta erau premiați în curte cu câte o carte și cu câte o diploma cu 30 de ani. Pentru asta au fost premiați de mine timp de 30 de ani și în continuare vor fi premiați. Asta înseamnă sute de mii de dolari, ceva euro sau... Oricum, dolari, euro, mărci germane, gulden olandezi, da, mi-au luat mulți bani, dar a fost o plăcere și n-am făcut niciodată mare... Nu, corect, nu, așa, trebuie spus și aceste lucruri, pentru că nici mie nu-mi plac oamenii care... Nu, eu am întrebat, i-am întrebat jurnalistul, da, corect, nu. V-ați întâlnit cu un fost elev care a ajuns undeva într-o zonă și să zică, domnule, uite, strâng mâna pentru că datorită dumitale... Am studiat la școala X. Păi uitați, Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a fost elev aici, a beneficiat de bursele Cataramă. Când m-am întâlnit cu el, mi-a spus. Nu știți? Nu, păi nu ți-o minte pe toți. Și oricum, una e când ești la 30-40 de ani și alta e când ești un puști în clasa 10-a, 9-a sau a 11-a. E o diferență. Sunt mai mulți. M-am întâlnit chiar acum, săptămâna asta, m-au oprit câțiva, mai să spunem, oameni de vârsta mea care îmi spun, domnul Cataramă, știți, eu am un copil care va lua banii și să știți că s-a dus la Londra și este într-un post important și așa, și să știți, să vă dea Dumnezeu sănătate. Nu mai întâmplă lucruri de genul ăsta și mă simt bine, adică e normal să te simți bine. Bravo! 50 de ani. 50 de ani. Da. Era altă sală, se juca mai mult volei, dar imaginile rămân în memorie, amintirile sunt prezente, e frumos. Păcat că suntem tineri sau la fel de tineri în spirit, cu spiritul, dar din punct de vedere fizic trebuie să avem grijă. Totuși, condiția dumneavoastră, sincer, vă invidiez în sensul bun, la 70 de ani aproape, hai să fim serioși, dar, cum spunea un profesor mai înainte, nu arată de 70. În fine, vreau să vă întâlnim, apropo de profesor, că vă întâlniți acum cu profesorii și mai deschizi poate catalogul, din profesorul de sport, de cine vă amintiți și dacă mai sunt în viață? Da, este profesorul Paul de Boveanu, de sport... celebru care e în viață și care va fi cu noi. Mai avem doamna Suditu, care a fost profesoară de franceză. Mai este domnul Nistor, profesor de engleză, de la care am învățat engleză. Și mai este doamna Creangă. Din păcate, ceilalți s-au dus la cele veșnice, la fel cum și câțiva dintre colegii noștri de jos s-au dus la cele veșnice. Veșnică fie amintirea lor atunci. Spuneți-vă, domnul Viorel Cataramă, ce fel de elev era? Cu mințel, ascultător? Era foarte bun. Da, învăța bine? Da, bun. Așa era? Abia așteptăm aceste întâlniri, că au fost pentru liceul ăsta, mană cerească. Atâția copii vreau la balul Cataramă și premiile Cataramă, încât ne speriam câteodată. Da? Da, au fost un imbold. A fost, am făcut cu el în clasa 10-a, dar... Era deosebit, o venit și m-a vizitat și după aceea, când a ieșit,
au venit acasă cu engleza și, da, un an atât am făcut cu el engleză. V-a pomenit mai înainte. Pe urmă s-a scos, a lăsat limba avansată. A zis că de la dumneavoastră a învățat engleza. Sigur, da, păi da, eu am făcut treabă și a fost mai sever așa și a venit treaba. Dumneavoastră ce ați predat? Matematică, eu am fost directoare. Și împreună cu dumnealui am ținut de premii Licataramă. Să rămână, să rămână. Bună ziua, domnule Lefter. Bună ziua. Ce faceți aici? Uite, un moment chiar emoționant pentru mine și pentru cei din jurul meu, pentru că avem și noi întâlnirea de 50 de ani de când am terminat liceul. Pare mult când ne gândim așa în retrospectiv. E enorm, enorm. 50 de ani e chiar o vârstă. Dar parcă a fost ieri, ca să fiu sincer. Aveți emoții? Emoții? Nu, dar emoționante când mă văd cu colegi. Sunt colegi care nu i-am de 40 de ani aici. Da, unii din cauza meserii. Am un coleg care a fost capitan de vas, tot timpul era pe mare. Avem colegi care stau afară. Ce vă amintiți așa? Ce v-a mai deosebit așa din anii liceului? Am fost o clasă extrem de unită și se vede și acum. Noi ne-am întâlnit, cred că în ultima vreme, în ultimii 20 de ani și an de an. Dar faptul ăsta că am fost atât de uniți ne-a strâns și astăzi aici. Păcat că avem și colegi care au decedat din nefericire, da. Și profesori foarte mulți, pentru că dacă noi am terminat de 50 de ani liceu, vă dați seama. Mai avem doar 4 profesori aici din poștii noștri profesori. Da. Să dea Dumnezeu să ne vedem sănătoși și peste 5 ani, când am zis că e următoarea întâlnire. Da, mulțumesc, da, mulțumesc la fel. Parcă mai ieri ați ieșit din postura de antrenor. Da. Păi de toate. De la antrenor, la divizia până la antrenorul. Arătați foarte bine, în primul rând. Da. Mai faceți mișcare? Da, dacă vă arăt bine, faceți o recomandare celor care nu fac sport, să facă sport. Dacă vine doar dumneavoastră, cu atât mai bine. Spuneți-vă, rog frumos, ce amintire aveți așa despre elevii dumneavoastră? Pe cine? Toată clasa, când vin în școală aici, toți au fost, am 40 de generații aici în aceeași școală, în asta. În asta am început să intru în învățământ și din asta am ieșit la pensie. Și m-am legat de școala asta și, ce să spun, cine întreabă de liceul ăsta, întreabă de toți ceilalți, dar în primul rând, sau în sfârșit, mă amintește și pe mine, că am fost generații, 40 de generații, vă dați seama. Și când merg pe stradă, bună ziua, bună ziua, bună ziua. Zic, ia uite, mă, ce cunoscut sunt eu. Copiii mei chiar au vrut să mă țină, că sunt în Canada amândoi, cu nepoții și cu tot acolo, și n-am putut să stau acolo. Am zis, nu pot, băi, aici sunt străini, mă, acolo mă cunosc toți, acolo e patria mea. Și chiar că mă simt bine. Despre elevul, de exemplu, Viorel Cataramă, ce amintiri aveți? Viorel, numai amintiri bune, dar și bune, și foarte bune, și potrivite. Domnule, noi am început să facem majoretele. Deci, dacă în Bacău acesta, prima defilare cu școala, cu majorete, cu fanfară, am făcut-o eu împreună cu el. Adică eu făcută și dânsul plătită. Și pe urmă, tot de la mine a pornit, hai mă să dăm, dacă dăm la Anticapaz, la nu știu ce, el are să duce, nu vrea să dea, de exemplu, ăsta ajutor la cei care în sfârșit ar trebui să aibă. Zice, domnule, eu dau ajutor la copiii inteligenți, aia ne duc țara asta mai departe. Și așa... Da, filantropie strategică. Așa. Mai multe genuri de filantropie. Așa este. Și cea mai bună filantropie, fiindcă din școala aceasta au început să vină cei mai buni elevi din județ, din cauza acestor premii. Da, și da, premiile acestea au adus elevii buni. Și de aici, vă dați seama, liceul ăsta are 45 de ani de la înființare. Iar în... Acum, după numai 15 ani de lucru, liceul acesta a ieșit pe locul 8 pe țară în rezultate la olimpiade și la activități școlare. Deci am bătut licee de renume, licee cu... Stimați absolvenți, suntem mândri de reușita dumneavoastră în viață, de seriozitatea și voința pe care le-ați dovedit. Credem că o parte din merit este și al școlii în care v-ați format, al profesorilor care v-au văzut calitățile, darurile, le-au adus la lumină și le-au dezvoltat, făcându-vă conștienți de ele.
Sunteți pentru elevii noștri un model de reușită, iar pentru colegii mei o confirmare a importanței activităților, un factor de motivare major. Din anul 1994, olimpicii naționali de la Colegiul Național Gheorghe Vrânceanu beneficiază de premiile Cataramă, importante material, dar și prin semnificația lor. Elevii noștri sunt stimulați să fie competitivi, ambițioși, să țintească excelența și sunt în același timp educați să deprindă lecția generozității, a datoriei morale de a contribui la stimularea celor mai buni elevi, care se simt astfel văzuți, apreciați, aliniați în rândul elitelor de care avem atâta nevoie.